Pe cineva atinge o cântare, pe altcineva o predică, altcineva își găsește liniștea în rugăciune și Dumnezeu are metodele Lui asemenea unei mame să-L liniștească pe copil și să-L facă mare. Asta se întâmplă atunci când venim aici cu o motivație curată, căutându-L pe Domnul așa cum ai căuta cheile pe care le-ai pierdut. Și comparația este totuși destul de slabă în raport cu intensitatea căutării față de Dumnezeu. În seara aceasta, oamenii lui Dumnezeu, aș vrea să citim împreună un pasaj din Scriptură, respectiv, din 1 Corinteni, capitolul 13. O să vorbim despre ceva ce este elogiat, idolatrizat și totuși părăsit. Vă invit să vă ridicați. Unu Corinteni 13, versetul 4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Oamenii lui Dumnezeu, am început duminica trecută, dacă nu ați uitat, și o să continuăm în seara aceasta vorbind despre dragoste. Subiectul acesta pare ușor, dar este prea bătătorit ca să fie ușor. S-a spus prea multe lucruri despre el ca să mai poți spune ceva ce nu s-a spus. Iar dacă ajungem în zona filozofării dragostei sau despre dragoste, lucrul acesta nu folosește nimănui. Când Pavel i-a întâlnit pe ucenicii lui Ioan, pe Ioan Botezătorul, în Efes, prima întrebare pe care apostolul a adresat-o acestor oameni credincioși a fost următoarea: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Asta înseamnă că pentru Pavel lucrul acesta a fost foarte important. Ei au răspuns, demascându-și propria lor ignoranță, nici n-am auzit că a fost dat un Duh Sfânt. Din pasajul acesta înțelegem că ignoranța față de persoana și lucrarea Duhului Sfânt este absolut nepermisă și este păcătoasă. Ignoranța nu este sănătoasă în niciun domeniu. Dar atunci când vorbești despre ceva care are legătură cu eternitatea, omiterea este păgubitoare. Adevărul este că nici persoana Trinității nu a fost supusă, expusă la tot felul de interpretări, nici o persoană din Trinitate, așa cum a fost supus Duhul Sfânt, subiectul acesta despre Duhul Sfânt, a fost pur și simplu ciopârțit. În calitate de creștini născuți din nou, noi avem o natură spirituală nouă, iar această nouă natură spirituală în Hristos este folosită de Dumnezeu ca să crească și să se manifeste. Duhul Sfânt
produce în noi această sfințire, acest caracter spiritual, această roadă a Duhului Sfânt. Dragostea este un subiect ușor și greu. Scăparea noastră este că nu este doar teorie, ci dragostea este și practică. Sigur că în societatea noastră ea se confundă cu intimitatea, să nu spun sex, că încerc să ocolesc subiectul. Dragostea nu este intimitate. Intimitatea este undeva în zona iubirii, dar dragostea este dragoste. Nu ne putem imagina viața fără dragoste. Încercați să vă imaginați viața fără dragoste, fără tot ce înseamnă iubire, ceea ce primim și ceea ce oferim. Nu știu dacă animalele au dragoste, am văzut de-a lungul vieții, am citit, ca o formă de atașament, dar mă gândesc că dragostea nu este pentru necuvântătoare, pentru că dragostea nu înseamnă atașament. Dragostea înseamnă mult mai mult. Un scriitor, un antropolog, Dr. Helen Fisher, spre exemplu, spunea că dragostea înseamnă trei lucruri: dorință, atracție și atașament. Depinde de pe ce poziție vorbim despre dragoste atunci când spunem ce înseamnă ea. De multe ori s-a spus, probabil că ați citit, dar probabil că ar fi de folos să mai remarcăm încă o dată, pentru că niciodată ascultătorii noștri nu sunt aceiași. Copiii noștri se fac mari, oameni care nu veneau la biserică până acum au început să vină. De aceea este bine să introducem în elementul explicației. Limba greacă are mai multe cuvinte despre dragoste. Nu este săracă ca și limba română. Noi dacă vrem să vorbim despre faptul că iubim pe cineva sau ceva, folosim același cuvânt. Ne iubim mașina, iubim, ne iubim pisica, iubim, ne iubim mama, iubim, ne iubim copilul, iubim, îl iubim pe Dumnezeu, iubim. Dar cât de diferită este dragostea pentru mașină, pentru pisică, pentru mama, pentru tata, pentru soție sau pentru Dumnezeu? Nu este așa că manifestarea iubirii la aceste persoane specifice face ca dragostea să fie distinctă și specifică? Evident. Așa se face că există cel puțin patru cuvinte, probabil că specialiștii pot explica mai bine treaba asta, și primul dintre ele este renumitul eros, care se referă sigur la atracție fizică și la relații intime. Genul acesta de dragoste apare spontan folosind sistemul endocrin. Este o chestiune chimică. Problema este că după ce se consumă, se micșorează pasiunea până când ea dispare. Și toți cei care sunteți căsătoriți știți bine că la început o lună e numită într-un fel, după aceea e numită în orice fel. Al doilea cuvânt se referă la dragostea care se manifestă în camaraderie. Phileo, asta este o prietenie între oameni de orice fel, fără să se aibă în vedere genul, să nu spun sexul omului. Așa se face că aici e vorba despre prietenie, despre admirație și despre respect. Aduceți-vă aminte că David a avut un prieten de genul acesta. Și chiar dacă el a intrat în conflict cu tatălui Ionatan, totuși prietenia lor a fost una foarte puternică. Un alt gen de cuvânt care se referă la o altă valență a dragostei este storge. Storge este un atașament pentru familia extinsă, pentru oamenii, pentru rudenii. Este mai mult decât prietenie pentru camarazi. Și încheiem cu agape, care este dragostea descoperită în sânul revelației, este dragostea lui Dumnezeu în noi și este dragostea lui Dumnezeu, atenție, prin noi. Când vorbim despre dragoste, trebuie să vorbim și despre clasificările dragostei în funcție de obiectul vizat. Adică, Biblia vorbește despre dragoste de sine, adică despre egoism. Biblia vorbește despre dragoste romantică, adică despre un băiat care se îndrăgostește de o fată, sau despre dragostea manifestată în căsătorie,
dar aici nu se referă la intimitatea fizică. Aici se referă la suflet care este lipit de o persoană de gen opus. Soție sau, în lumea de astăzi, nu mai știu ce să mai spun. Este dragostea senzuală, carnală, despre care tocmai vorbeam, este dragostea de familie care este manifestată către membrii familiei până la nivelul extins al familiei, este dragostea de prietenie sau dragoste în prietenie, este dragostea față de oameni la modul general, este dragostea platonică de fapt, aceasta este dragostea față de toți oamenii, este dragostea de țară, de patriotism. Domnul Trump stă bine la capitolul ăsta. Este dragostea de natură, de animale. Știți că sunt unii oameni care sunt îndrăgostiți de natură, de animale. Este dragostea religioasă, este manifestarea venerației către divinitate. Este dragostea pentru Dumnezeu sau dragostea lui Dumnezeu, de care pomeneam, dragostea agape. Și putem pomeni multe alte valențe ale iubirii în intenția de a prezenta un sumar clasament. Atunci când vorbim despre dragoste, vorbim și de caracteristici. Dragostea are inițiativă, iar dacă nu are inițiativă, este doar un interes. Ea are inițiativă în orice situație, dragostea nu doar reacționează, dragostea acționează. Întotdeauna dragostea are inițiativă. Atunci când noi vorbim de dragoste, vorbim teoretic, aproape că seamănă cu o prezentare filozofică. Dar dacă luăm obiect de studiu, familia, relațiile, părinți, copii, atunci practicalitatea, prezentarea practică a manifestării iubirii este puțin mai umană și ni se așează mai bine în suflet. Dragostea nu-i dragoste dacă se schimbă atunci când lucrurile se schimbă. Dragostea este constantă, dragostea adevărată este serioasă și de încredere. Cum vă explicați că sunt oameni care trăiesc o viață împreună și la un moment dat obosesc? Apare o infidelitate sau există o incompatibilitate foarte profundă, evidentă, care îi face pe cei doi să nu se mai regăsească unul în celălalt? Și oamenii ajung să se separe după cum s-au apropiat. Ce tragedie! Este o tragedie destul de mare, pentru că fiecare dintre noi avem o singură viață și asta e scurtă. Apoi, dragostea este nelimitată, este nesporadică, este nedeterminată de circumstanțe. Dacă cineva ne iubește în virtutea unor circumstanțe, dragostea lui se va opri când circumstanțele se vor schimba. În concluzie, aia nu este dragoste. Aia este o atitudine de circumstanță pentru a-și rezolva unele probleme. El investește în tine ca să te îndatoreze. Dar când problema e rezolvată, pleacă pentru că nu mai are niciun interes. Iubirea nu are legătură cu genul ăsta de atitudini. Apoi ea este necondiționată. Mă refer la faptul că nu este în mod obligatoriu intenția de a te achita de o anumită datorie față de cineva, ci este pur și simplu ceva ce pleacă din suflet. Așa cum este foamea, ați observat când vine, că nu mai pleacă decât numai dacă deschidem frigiderul. Ea este nemeritată și este de asemenea nerecompensatoare. Când Dumnezeu ne iubește pe noi, Dumnezeu nu are un motiv concret care pornește din meritele noastre și El devine obligat să ne iubească. Dacă așa ne-ar iubi Dumnezeu, nu ne-ar iubi niciodată. Dumnezeu ne iubește pentru că este bun, pentru că e Tatăl nostru, de fapt este Creatorul nostru și El ne introduce în familia Lui atunci când ne dă atenție și cunoștință să înțelegem Evanghelia, să credem, să ne pocăim și să devenim mântuiți. Asta înseamnă că dragostea este direct proporțională cu caracterul. Dacă dragostea este mai mult decât un sentiment pasager, fugar, cum sunt tinerii,
O fată la 16 ani, un băiat la 17 ani, pur și simplu nu mai doarme o parte din noapte, visează pur și simplu și proiectează asupra persoanei de care s-a îndrăgostit toate meritele din lume. De la Pitagora până la Einstein. Este deștept, este frumos, este bogat. Îndrăgostirea, să știți că are un mare defect. Îndrăgostirea emoțională are un mare defect. Proiectează asupra persoanei de care te-ai îndrăgostit toate meritele de pe fața pământului. Așa că nici maică-sa, nici taică-sa, nici păstorul și nici poliția Americii nu va fi în stare să o descotorosească de băiatul de care s-a îndrăgostit. Și ăla s-ar putea să fie un mic derbedeu și după ce crește se face mai mare. Dar nu poți să vorbești cu o persoană îndrăgostită când i s-a urcat emoția deasupra rațiunii. Câți oameni nu s-au nenorocit în felul ăsta? Zice, simt. Bă, dar potolește-te cu simțirile. Simt. Nu-ți poți crea un viitor pe baza la ce simți. Că simțirea e ca vântul. Astăzi bate de aici, mâine bate de dincolo, poi mâine nici măcar nu mai știi de unde bate. Nu poți să te căsătorești pe baza emoțiilor. Emoțiile nici nu ne-au fost date pentru așa ceva. Oricum, cineva care se căsătorește în felul ăsta, e lucru mare să nimerească bine. E aproape ca un fel de loz în plic. Probabil că ar fi bine să vă spun și dumneavoastră din prostioarele pe care le-am făcut eu în viață. V-am mai spus eu câteva, nu vă pot spune nici prea multe, dar o să vă spun asta. Am intrat într-o datorie când eram în România cu Carmen și am început să strângem bani să ne plătim datoria. Dar strângi bani când ai de unde să pui. Dar dacă nu ai, cheltui și pe cei care i-ai. Și strânsesem o sumă frumușică, cam un sfert din câte ne trebuia. Și am zis, ce-ar fi să investim banii ăștia în ceva și o să ne aducă câștig? Cum sunt femeile mai suspicioase, nu prea au fost de acord. Dar am fost eu și am biruit-o. Și știți ce am făcut? I-am investit și buni investiții au fost. Am rămas și fără ăia. Atunci când vorbim despre dragoste, ea poate fi confirmată. Dragostea are confirmare. Înclinația pe care a avut-o Ioan înspre cultivarea și manifestarea iubirii a făcut din el un bărbat care a primit porecla ucenicul iubit. Deși apostolul Petru a fost mai proeminent decât Ioan, totuși, epistolele lui Ioan și mai ales Evanghelia lui sunt la nivelul excelent, iar el a rămas cu porecla aceasta, ucenicul iubit. Petru primește lecția finală pe malul Mării Galilei, tocmai din această excelență a lui Ioan. Și Domnul Iisus nu îl întreabă despre alte lucruri decât despre iubire. Și de trei ori, Hristos repetă întrebarea, mă iubești, mă iubești, mă iubești? Și până la urmă Petru recunoaște că nu îl iubește, deși îl iubea. Cine putea să îl convingă pe Domnul Iisus că Petru îl iubește în timp ce s-a lepădat de el? Adică tu strădezi prietenul, dar îl iubești pe prieten. Tu ești infidel în căsătorie, dar tu îți iubești soția. Păi, cum să o iubești dacă o trădezi? Când iubești pe cineva, te atașezi de el și nu permiți nimănui să se interpună în iubirea aceasta. Dar observați, vă rog, că după acest examen, el scrie epistola, două epistole, și în a doua sa epistolă, el proclamă superlativul dragostei. Aduceți-vă aminte că începe în ceea ce numeam noi cândva într-o predică scara lui Petru, începe cu credința, ajunge la faptă, trece la cunoștință, ajunge la înfrânare, răbdare, evlavie și apoi excelența iubirii, excelența credinței se măsoară în iubire și el spune credință, de fapt dragoste de frați și dragoste de oameni. Observați care este excelența spiritualității? Să iubești. Dar ce
Dovezi avem noi că suntem niște oameni care ne iubim frații, iubim oamenii, dacă noi nu ne putem iubi soția, soțul, copiii, părinții. Și avem resentimente atât de puternice încât nu mai vrem să o vedem pe mamatușa, nu mai vrem să vedem pe unchiul, nu ne mai trebuie mătușoiul, nu mai vrem să-i vedem. Dar noi suntem credincioși, noi suntem plini de dragostea lui Dumnezeu. Dar ce șansă au dușmanii noștri să fie iubiți de noi dacă noi nu ne mai putem iubi rudele? Să nu vorbesc de soț și soție, că sună paranoic în biserică să spunem despre treaba asta. Dar dumneavoastră știți că este adevărat. Sunt oameni care nu se mai pot suporta, nu mai au loc în același dormitor. Iubirea care a îmbibat viața lui Ioan s-a confirmat în multe feluri. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. În capitolul 13, versetul 23, el spune: unul din ucenicii aceia pe care îl iubea Iisus. Observați ce se întâmplă cu dragostea Domnului când Ioan îl iubește pe Domnul. Căldura iubirii se reflectă întotdeauna în pasiunea părtășiei. Iubește un om, cheamă-l la o cafea, la un ceai, fă-i bine. Fii politicos cu el, fii prietenos, dă-i o întâlnire. Întreabă-l, ce mai fac copiii tăi? Băiatul tău ce mai face? Dar fiica ta? Tu cum te simți cu sănătatea? Ieși din nou înainte la sfârșitul bisericii și întreabă-l din nou. Și o să vezi că omul acela o să remarce faptul că ești prietenos și încet, încet o să-ți răspundă cu aceeași prietenie. Când răspândești iubire, primești iubire. Când răspândești altceva, primește altceva. Ioan a primit și i-a oferit Iisus, iar Ioan i-a oferit Domnului ceea ce a primit de la el. Intensitatea iubirii se regăsește în sacrificiul solidarității. Simon Petru mergea după Iisus, tot așa a făcut și un alt ucenic, însă ucenicul acela era cunoscut de marele preot și a avut acces în curtea marelui preot, dar el a solidarizat cu Petru. Petru nu-l cunoștea, dar Ioan l-a introdus și pe Petru din solidaritate, din dragoste. Asta înseamnă că atunci când ai o oportunitate, o vei împărți și cu alții. Aud în lumea doamnelor că există tot felul de tendințe de unicitate. De unde ți-ai luat poșeta asta? Am sorry, dar nu pot să spun. Dar de ce? Păi aș vrea să nu mai aibă nimeni în adunarea noastră poșetă ca a mea. Asta e culmea smereniei. Asta e culmea smereniei. Nu cumva să mai aibă cineva. Bă, frate, bă. Totuși, e foarte greu de înțeles treaba asta. Autenticitatea iubirii se măsoară și în osteneala slujirii. Când a văzut Iisus pe mamă sa și lângă ea pe ucenicul pe care iubea, i-a zis: femeie, iată fiul tău. Și știți ce i-a zis lui? Iată mama ta. Ce credeți că a făcut Ioan? Păi ce face un om cu maică sa? Se îngrijește de ea. Pur și simplu, Domnul știind că moare, a încredințat-o pe mama lui, ucenicului iubit. De ce nu i-a încredințat-o lui Petru? Nu știu de ce, dar știu că nu i-a încredințat-o. Îmi asum eu, da? Aia e problema mea, Biblia nu spune. Responsabilitatea iubirii a fost remarcată și este remarcată întotdeauna de cei din jur. Este imposibil să iubești pe cineva și el să nu știe. Când iubești pe cineva, omul află imediat. Numai că îți asumi un mare risc, nu vei mai scăpa de omul ăla. Zice, nu-i dau unui om o dată ce nu-i poți da de fiecare dată. Pentru că atunci când te porți frumos față de cineva, omul acela va veni din nou și din nou și din nou până la venirea Domnului, va veni să-și ia porția de iubire de la împrăștietorul de iubire. El știe că asta este scumpă, e chilipir, nu se găsește 1, 2, 3, așa printr-un județ, la nivel de stat. Și când ai pus mâna pe el, te duci din nou să-ți iei porția. Acesta e marele risc al iubirii. Când iubești pe cineva, nu vei scăpa de omul ăla, el va veni din nou și din nou. Unde mai găsește el iubire? Cam așa este și în familie.
Cam așa e și în familie. Numai că apare obișnuința. Și obișnuința, rutina, creează plictiseală. Numai că plictiseală, plictiseală, dar există stabilitate. Nu, nu ne trebuie stabilitate. Nu, ne trebuie fiori. Vrem să simțim. Simțirea ține o lună. Poate sunt eu prea aspru când spun, mă refer la luna de miere. Dar nu ține mult, să știți. Nici n-am fi, ne-am otrăvit singur cu propriile substanțe chimice, dacă ar fi așa. Entuziasmul iubirii e reflectat și în performanța slujirii, spuneam, dar calitatea slujirii se face și în competența evaluării. Ascultați ce spune Scriptura în Ioan 21. Ucenicul pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, este Domnul. Amândoi se uitau la imaginea aceasta confuză ca o siluetă în depărtare. Petru zice, văd ceva. Ioan spune, pentru mine acest ceva este Iisus. Dar de unde îl cunoști? Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând câte ceva despre principiile dragostei. Dragostea este singurul lucru care le înghite pe toate celelalte lucruri. Dragostea le cuprinde pe toate celelalte lucruri. De pildă, dragostea se manifestă prin unitate. Întotdeauna într-o familie sau într-o relație de prietenie, când există un sentiment de prietenie, când există un angajament de prietenie solemn, sincer, curat, întotdeauna vei împărtăși cu omul acela ce ți-a făcut ție bine și îi vei deschide și lui mintea, vei sta cu omul ăla în unitate, vei simți să vorbești cu el. Dacă ți se întâmplă ceva frumos, ăla e primul om care află. De ce? Pentru că iubirea creează unitate. Apoi, este principiul împlinirii voii lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește soțului să-și iubească soția. Și orice om căsătorit, de la nuntă până când pune mâinile pe piept, poartă cu el acest mandat să-și iubească soția. Oamenii care, bărbații care sunt căsătoriți în această seară, aici, în biserică, știu bine ce înseamnă să-ți iubești soția. Înseamnă foarte multe lucruri încât aproape că mor și nu afli tot ce trebuie să știi despre treaba asta. Noi credem că a iubi soția înseamnă să o mângâi. Implică treaba asta. Să aduci bani acasă. Implică treaba asta. Să-ți faci timp și să comunici. Implică treaba asta. Să o întrebi de sănătate. Implică treaba asta. Să ai interes pentru ea și să o ajuți cum observi care o nevoie să te grăbești să o împlinești. Implică treaba asta. Dar nu cred că poți ajunge la capătul implicărilor. Înseamnă foarte multe lucruri să iubești pe cineva. Iar pentru că viața unei femei atât de complexă, atât de diversă, uneori atât de spontană și imprevizibilă, acest îmi iubesc soția, devine câteodată destul de greuț. Nu neapărat că ești rău intenționat. Nu prea pricep ce trebuie să faci în anumite situații sau cât pricep tu nu-i suficient. Mai este încă un lucru, ciclul egoismului, cu care v-am tot bătut eu la cap într-o vreme. Dumneavoastră știți că oamenii sunt pretențioși și nepretențioși. Când cineva este pretențios în legătură cu iubirea, e foarte greu de mulțumit. Și dacă nu-l satisface ceea ce i s-a oferit până la momentul ăla, el va reacționa și te va penaliza. De obicei asta se întâmplă într-un cuplu. Soției îi se pare că nu este suficient de iubită și atunci îl penalizează cu respectul. Spune, mă iubești de 80%, te respect și eu tot de 80%. Soțul, când vede că i s-a micșorat porția de respect, spune, adică eu te iubesc și tu nu mai mă respecti, e, stai așa că nu te mai iubesc nici eu pe tine. Și reduce la 50%. Doamna, când vede că s-a redus de la 80 la 50, reduce și ea la 50. Și ăsta se numește ciclu nebuniei.
se răzbună unul pe altul, jumulindu-se unul pe altul, jefuindu-se unul pe altul și sufocându-se unul pe altul. Fiecare încearcă să demonstreze că are și el, Domnule, nu e el chiar așa cum credeai dumneata. Și până la urmă, el nu mai iubește pentru că ea nu-l mai respectă. Și ea nu-l mai respectă pentru că el nu mai iubește. Și pe care întrebi, are argument. Și amândoi au dreptate. Numai că amândoi nu se vor mai înțelege în timp ce au dreptate. Principiul codului este o altă manifestare a iubirii. De pildă, pentru a înțelege legătura profundă dintre dragoste și respect, trebuie neapărat să comunicăm în același cod. De o grămadă de ori, Carmen nu m-a înțeles pe mine ce am vrut să spun și eu nu am înțeles-o pe ea. A trebuit să mă duc și să-i spun, nu înțeleg ce vrei să spui, mai spune-mi cu alte cuvinte. Este foarte greu uneori să înțelegi ce vrea să spună un om, pentru că se exprimă într-un cod diferit. De aceea trebuie să avem același scop, trebuie să avem aceleași principii și atunci când vorbim, să folosim același limbaj. Pentru că dacă cineva ne-ar vorbi în chineză, nu l-am înțelege, deși vorbește, pentru că folosește un cod pe care noi nu îl cunoaștem. Principiul dependenței. Scriptura spune, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Niciodată Scriptura nu spune, dorințele tale se vor ține după soția ta. Ci îi spune femeii, ei bine, această dependență când nu este înțeleasă, ea se manifestă prin frustrare. Sunt foarte multe soții frustrate, după cum sunt mulți bărbați frustrați, pentru că neînțelegând ce le cere Biblia, ei simt că sunt expuși la un stil de viață unde li se cere fără să li se ofere. Trebuie să recunoaștem că principiul de a fi supusă soțului s-a diluat până la nivelul la care astăzi nimeni nu mai știe ce înseamnă asta. Apropo, ce înseamnă asta? Hai să chemăm un predicator odată și să-i spunem să pregătească o predică despre ce înseamnă să fii supusă soțului. Și o să vedeți că nu este ușor de explicat, iar când reușim, nu este ușor de primit, de acceptat. De ce? Pentru că noi suntem foarte influențați de mediul social, suntem foarte influențați de feminism și de toate celelalte ideologii contemporane. Fiți sinceri, cam câte minute credeți dumneavoastră că citește un creștin de la Biserica Betania Biblia pe zi? Nu ziceți nimic, numai gândiți-vă. Și ca să aveți un exemplu, gândiți-vă la dumneavoastră. Cam câte minute credeți? Vedeți? Nu-i de mirare că Biblia nu mai are trecere înaintea noastră și nu mai are un cuvânt încărcat de putere și de autoritate. Cu cât petrecem mai mult timp în alte zone de informație, cu atât mai mult zona aceea are influența asupra noastră și dintr-o dată ne trezim că mesajul biblic nu mai înseamnă prea mult pentru noi. Frați și surori, aș vrea să ne oprim și să stăm înaintea Domnului gândindu-ne din punct de vedere practic, în ce măsură eu sunt un om care am resurse să iubesc. Pe cine? Păi să zicem, să-mi iubesc soția, să-mi iubesc copiii, nepoții, familia mea. Cine are o familie mai mare, există riscul să aibă în componența acestor membri, mulți membri ai familiei extinse, să aibă pe câțiva care sunt mai dificili. Și să-l iubești pe omul ăla e mai greu, pentru că orice contact, orice interacțiune cu el se încheie cu o ceartă, cu o suspiciune, cu o bănuială, cu o acuzație, cu aha, de-aia ai zis așa, pentru că ai vrut să faci așa. Și pleci de acolo, zici, Doamne, dar nu puteam să-mi văd treabă. Există riscul ăsta. În ce măsură, la vârsta mea, sunt capabil să iubesc? În mod practic, real. Atunci când ne căsătorim,
proiectăm asupra iubitei noastre care ne este prietenă, pe care o curtăm, toate calitățile din lume. După ce trece un pic de timp după nuntă, după ce trece un an, 2, 3, 5, 10, ne dăm seama că ne-am căsătorit cu un om care are calități și defecte ca și noi. Ale noastre nu ne deranjează așa de tare, dar ne deranjează ale dumnealui sau dumneaei. În ce măsură reușim să iubim la nivelul la care acceptăm și la nivelul la care dragostea noastră acopere defectele ei sau ale lui? Veți spune, bă, omule, te duci prea departe cu treaba asta, dar eu mă duc sau Pavel? Dumneavoastră știți ce spune cuvântul, dragostea acopere. Cât de mult nu m-am străduit eu să schimb nu știu ce comportament la Carmen și ea la mine. După 40 de ani ne-am lecuit, dar a fost o perioadă lungă de timp în care ea, eu, fiecare am încercat să-l facem pe ăla după asemănarea noastră. Adevărul este că fiecare om se naște într-un mod unic, el poate face anumite schimbări dacă e motivat să le facă și dacă realizează că se merită să le facă. De aceea, frați și surori, iubirea nu poruncește, iubirea nu constrânge, iubirea oferă. Dar atât de puternic e mesajul ei, încât topește gheața din inima celuilalt. Dacă aveți vreodată un copil pentru care nu mai aveți nicio soluție, recomandarea mea este să intrați într-o perioadă în care pur și simplu să abuzați de iubire față de persoană, de copilul acesta. Iubiți-l fără limită și o să vedeți că iubirea va fi singurul mod în care puteți ajunge la inima lui. Iubirea până la urmă simte, până la urmă aude, până la urmă se oprește. De aceea, ceea ce am vrut să fac în această seară este să vorbesc despre cea mai mare poruncă pe care ne-a lăsat-o Hristos. Tot ce se întâmplă în lumea noastră cu Dumnezeu este din dragoste. Și această dragoste eu trebuie să o duc acasă. Femeia asta a mea, pe care eu am luat-o de la taică-sa și de la maică-sa, a crezut că eu o să mă țin de cuvânt. Ea a riscat foarte mult când a făcut asta, pentru că dacă eu nu mă țineam de cuvânt, ea era o soție nefericită. Fericirea ei depinde de măsura în care eu mă țin de cuvânt, de măsura în care o ajut trecând peste slăbiciuni, peste defecte și iubind omul căruia i-am promis că o să fiu un bărbat serios, fidel și iubitor. Sunt o grămadă de bariere și de piedici care vor să frângă visul și angajamentul meu. Dar mă rog Domnului să-mi dea demnitatea necesară să îmi fac, să-mi împlinesc misiunea până în ultima clipă de viață. Nu fiind descurajat de defecte sau slăbiciuni, ci fiind încurajat de calități și de acest om care încearcă să fie mai bun și uneori nu poate. Mi-ar place așa de mult în rugăciunea aceasta să vă opriți înaintea Domnului și să vă rugați să vă puteți iubi mai mult soțul, soția, părinții și copiii. Și dacă veți face lucrul ăsta, puteți să fiți liniștiți că veți ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm!